Un bărbat în vârstă de 62 de ani, din localitatea Girov, și-a găsit sfârșitul într-un accident rutier. S-a angajat să traverseze strada pentru loc nepermis, iar un autoturism l-a lovit din plin. Șoferul din Bodești are 23 de ani și conducea pe DN15D în localitatea Turturești. Acesta a fost testat alcool scopic, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost deschis dosar de cercetare penală. La data de 15 decembrie, polițiștii serviciului rutier Neamț au intervenit la un accident rutier produs pe drumul național 15D și soldat cu decesul unei persoane. Din cercetările preliminare efectuate, a reieșit faptul că, în timp ce un tânăr de 23 de ani din Bodești conducea un autoturism pe drumul național 15D, în localitatea Turturești, a surprins și accidentat un bărbat de 62 de ani din Girov, care s-ar fi angajat în traversarea străzii printr-un loc nepermis și fără să se asigure. În urma impactului a rezultat decesul pietonului. De asemenea, conducătorul auto a fost testat alcool scopic, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpă în vederea stabilirii cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs evenimentul rutier.